Iată că vremea a început să țină cu noi și au început și evenimentele în aer liber și așa cum v-am povestit mai devreme, am o întâlnire foarte frumoasă astăzi. Alături de mine în studioul București FM, On Air pe 98.3 și live pe pagina de Facebook București FM, este Andreea Soare. Andreea Soare este regizor, coregraf și organizator al festivalului Bebe Fest din cadrul Operei Comice pentru Copii. Bine ai venit, Andreea! Bine te-am găsit, Elena, mă bucur să ne revedem. Și eu mă bucur să ne revedem pentru că am foarte multe întrebări pentru tine astăzi. Abia aștept să văd cum reușești tu să te ocupi de toate, de toate cele și știu că ai și foarte multe surprize pentru noi. Spune-mi în primul rând, pentru că știu că festivalul Bebe Fest a început încă de ieri, ce se întâmplă acolo și pentru cui este destinat acest festival și ce ne așteaptă? Bebe Fest este în plină desfășurare, așa cum ai spus și tu. Ieri am dat startul acestui festival dedicat copilașilor cu vârste între 0 și 3 ani. Este un festival unic și spun unic pentru că aducem în prim plan și punem accent pe activitățile culturale, activitățile distractive, educative pentru cei mici și pentru părinți, că până la urmă îi însoțesc. Da, și este un mare lucru, este mare lucru că pentru segmentul acesta de vârstă 0-3 ani sunt foarte puține activități și exact așa cum îți spuneam și în interviul nostru trecut, așa cum m-am bucurat foarte mult de Bubu și anotimpurile la vremea aceea, mă bucur că există astfel de lucruri și este pentru prima dată când eu aud de un festival pentru acest segment de vârstă 0-3 ani. Ce fel de ateliere pot avea copii la această vârstă? O mulțime de ateliere, credem, împreună cu echipa de organizare am găsit o mulțime de variante. De la pictat cu degețelele, la sortat culori, forme, confecționare de fundițe, bentițe pentru fetițe. Și acestea fiind doar o parte dintre atracțiile festivalului nostru, căci avem o cameră senzorială. Ce tare! Este un centru, are un magnet, așa. Toți copiii se înghesuie în acea zonă, unde, evident, sunt stimulați din multe puncte de vedere. Olfactiv, avem o zonă de cățărare și acolo își pot dezvolta motricitatea și multe. Deci pot consuma și energia. Cu siguranță. Și dacă vine vorba de consumat energia, piscina cu bile... Oh, da. Este cea care, la fel, îi determină să fie foarte, foarte activi. Avem un trenuleț, niște jucării mecanice, avem Aventura Park. Aventura Park pentru vârsta aceasta? Pentru copiii de 3 ani. Okay. Cam acolo pot încerca ei tiroliana. Sunt niște trasee mai ușoare concepute pentru cei micuți. Și sunt supravegheați? Sunt supravegheați, au un echipament special, totul se întâmplă... Inițiere, practic, în tiroliană, ca să spun așa. Exact, exact. Spune-mi eu, legată de această cameră, nu știu, există și ei pot călca cumva pe anumite lucruri, să simtă texturi? Că știu că asta, deși de acest lucru sunt fascinați... Da, există un traseu, practic, așa, cu diferite texturi, culori pe care ei le pot experimenta. Pășind acolo desculți, ca să simtă cât mai bine. Și nu doar atât, avem o podea interactivă. Atunci când pășesc pe ea, se aprind culorile. Wow, super, da, cred că este de efect asta. Și muzică? Muzică, evident. Avem un fundal sonor din spectacolele noastre, pe care îl pot auzi pe tot parcursul călătoriei lor în Bebe Fest. Dar nu am uitat de părinți și de confortul lor. Da. Pentru că avem o zonă în care își pot parca părinții cărucioarele, să nu se tot ghinuie cu ele pe acolo, pe scări, în zone inconfortabile. Și avem o cameră de alăptare, un spațiu în care mămicile își pot alăpta bebelușii. Minunat, da. În liniște și confort. Da, foarte important acest lucru și mă bucur că v-ați gândit și la acest aspect. Spune-mi și despre frații mai mari. Dacă vin și frați mai mari, au ce să au activități la care pot participa? Cu siguranță. Avem, n-am enumerat mai devreme toate activitățile, dar avem un colț, așa îl numim noi, Music Corner, în care pot testa instrumente muzicale, îi ghidează specialiști pentru a realiza chiar ei propria muzică. Avem spectacolul Bubu la zoo. Urma să te întreb de el. Ce se întâmplă cu Bubu la zoo? Cu Bubu la zoo este un fenomen, Bubu.
a ajuns să fie îndrăgit de peste 4.000 de copii care au participat până acum la spectacolele noastre. Feedback-ul primit după Bubu și Anotimpurile a fost extraordinar, lucru care ne-a mobilizat să folosim aceeași rețetă, un spectacol interactiv, într-un cadru sigur, muzică clasică adaptată special pentru ei și o poveste, un fir narrativ pe care l-am realizat împreună cu psihologul Gabriela Maluf. Părinții au de furat și de învățat niște idei pe care le pot aplica și acasă, căci jocul de roluri în vârsta aceasta este foarte important. Da, sunt convinsă că dacă primești așa câteva hinturi, le poți folosi ulterior și acasă și pentru ei contează foarte mult. Aș vrea să te întreb acum cum se întâmplă lucrurile. Adică dacă părinții vin acum, astăzi, mai până la ce oră pot veni astăzi la festival? Până la ora 20. Până la 20 și programul este de la? De la ora 10 dimineața până la ora 20. Și weekendul acesta și weekendul viitor. Și weekendul viitor, super. Și pentru Bubu la zoo își achiziționează bilete din timp sau pot achiziționa chiar de la casa de bilete? Biletele sunt epuizate deja. Okay. Deci poate pentru weekendul viitor? Poate pentru weekendul viitor, dacă reușesc să mai găsească ceva. Ne străduim să suplimentăm de fiecare dată seria de spectacole Bubu. Câte spectacole sunt, de curiozitate? Câte 8 pe zi. 8 pe zi? 8 reprezentații pe zi. Am înțeles. Cred că va trebui să luați și ziua de vineri la ediția viitoare ca să puteți acoperi, practic, un număr și mai mare de mici spectatori. Aș vrea să te mai întreb, Andreea, ce alte surprize ne mai pregătește Opera Comică? Pentru că voi ne uimiți de fiecare dată. A fost aici și colegul tău și ne-a spus că, la fel, urmează alte surprize pentru copii de la Corul Madrigal, pentru copiii din Burtică chiar. Ce alte spectacole mai avem? Cu ce ne mai uimiți voi? Weekendul viitor avem o premieră, Eros în Valea Recunoștinței. Continuă Bebe Fest, așa cum am zis mai devreme, cu programul 10-20 și bineînțeles că pregătim surpriză pentru 1 iunie. Am înțeles, nu prea poți da din casă momentan. Deocamdată nu, dar îi asigurăm pe cei mici și pe părinților că vom plănui ceva minunat. Ok, deci, dragii mei, dacă astăzi încă nu aveți planuri, Bebe Fest vă așteaptă până la... Până la ora 20. Până la 20, să-i distrați pe cei mici. Weekendul viitor, de asemenea, atât sâmbătă cât și duminică, aveți o zi întreagă de distracție acolo. Și spune-ne, aș vrea să te mai întreb ceva. După Bubu la zoo, crezi că urmează alt Bubu? Sigur. Da? Sigur, sigur va urma un nou spectacol Bubu. Încă nu putem să vă spunem... Da. Exact. Uite, Tavi ne întreabă dacă pot veni și tătici. Nu, trebuia să întreb, Tavi. Sigur, dacă fac parte din părinți, dacă sunt părinți, cu siguranță au și zona lor de confort acolo. Pot servi un ceai, o cafea în timp ce cei mici se distrează. Chiar îi încurajăm pe tătici să însoțească mămicile, pentru că au parte și de o zonă de food court în care se pot relaxa, așa cum ai spus și tu, pot să bea un ceai atunci când copilul este implicat într-o activitate acolo, într-un atelier. E foarte plăcută atmosfera pentru toată familia în curtea Operei Comice pentru copii. Andreea, eu îți mulțumesc foarte mult pentru tot și, așa cum am spus și mai devreme, ne uimiți de fiecare dată cu surprizele voastre. Îți doresc să îți rămână aceeași energie de a te implica în atât de multe activități și de fiecare dată când aveți o noutate și mai ales următorul Bubu, te aștept aici în emisiune să vorbim despre asta. Mulțumim frumos! Noi ascultăm chiar acum o nouă piesă, Players, și vă invităm și să vă jucați astăzi la Opera Comică pentru copii, care până la 8 vă așteaptă cu multă voioșie și relaxare pentru părinți.